Salutare tuturor, eu sunt Ronin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi, după cum vedeți, am revenit în forță cu 1100 de diamante. O să înceapă imediat acest Clay Squad Cup. De fapt, a început deja, dar dragii mei colegi sunt în match la Guild War. Aici, la Mystery Shop, mi-a aplicat 90% reducere. Voi lua Elite Pass-ul imediat. Dar înainte, vreau să dau claim la acest Magic Cube care s-a dat gratis astăzi. Foarte mișto chestia asta, plus că s-au băgat înapoi și aceste două Magic Cube-uri veterane. A mai fost odată la Collection Party acest bundle Lead Dragon, dar nu l-am apucat, oricum era pay to win atunci. Așa, l-avem aici. Băi, e destul de frumos bundle-ul. Cred că s-ar combina bine cu multe chestii. Ia, nu o să-i dau full echip. Vreau să văd bluza și pantalonii cum sunt. Unde-i găsim? Bă, sunt destul de mișto. Cred că se potrivește. Da, ca lumea. Da, sunt fain. E mișto textura de la pantaloni oricum. Și avem aici bluză, mamă ce calume, da, e mișto rău bluza. Plus că pentru ceva epic, faptul că are și efecte în spate, mi se pare chiar foarte mișto. Băi, costumația asta chiar arată foarte fain din punctul meu de vedere. Îmi place dragonul ăsta de pe spate, cred că e partea intelectuală din tot bundle-ul și din tot costumul. Și aici avem pentru a patra oară incubatorul Yin-Yang. Vedem că avem pe roată un singur Evolution Stone și mai multe blueprinturi, chiar 3. Data trecută fiind numai unul, când s-a băgat la incubatorul 3-1-1. Și sper să iau măcar un blueprint pentru a lua Phantom Samurai Bundle. Și vom da spin-urile cu skip și... a picat blueprint. Nu cred. Băi, a picat două blueprinturi, ești prost la cap, nu cred. Bă! Luăm aici elitul frumos. Mamă. Băi, frate. Băi. Mamă, și-am luat și elitul. Așa, dăm claim la toate. Frumos aici, bun. Ok, Băi, nu pot să cred. Mă întreb oare dacă aș mai da un spin dacă îmi pic și al treilea blueprint. Dar oricum e inutil pentru că nu am atâtea pietre. Am doar 5 pietre. Și să mai dau la incubator nu prea mi-ar conveni. Dăm aici claim la toate misiunile. Băi, nu pot să cred că mi-au picat, doamne. Mă și gândeam că s-ar putea să sparg destule diamante, chiar s-ar putea să nu ajungă toate pentru măcar un blueprint și mi-au picat două. Avem aici la crate-uri astea, bun. Evogant token box pentru armele upgradabile. Ne-au picat 15 AK. Oricum, nu prea mai aveam de gând să sparg diamante pentru a upgrada armele. Ok, dăm aici open la cele două bundle-uri din Elite. Mamă, câte chestii la New avem. Bă, și avem 5 pietre și putem să luăm al doilea cel mai scump incubator. Oh, le avem și pastele, le deschidem, nu ne-a picat nimic. Păstrăm tichetele la Diamond Royal, atât și la Weapon Royal. Vai, băi, și voi lua bundle-ul ăsta super mișto. Sincer, dacă mi-ar fi picat al treilea blueprint, m-aș fi ofticat foarte tare pentru că nu am pietre și mi-ar mai fi trebuit încă două. Dar ce să zic, sau să mai dăm. Băi, nu știu ce să zic, pentru ăsta galben ar fi genial, dar tot timpul al treilea blueprint pică foarte greu. Așa că totuși îl voi lua pe al doilea.
Exchange. Mamă, cât de mult îmi doream costumul ăsta. Mamă, cât de mult. N-aveți idee. Băi. Băi, frate, băi. Mamă. A rămas fără pietre, nu contează. Este un bundle absolut genial. Uai, băi, frate, băi. Uite, mâncare artate, ce frumos e. Dar pieptul din... Deci pieptul face tot. Pui ce mișto se combină așa. Ia să vedem. Cu alte chestii. O, cu pantaloni ăștia e genial. Ia să vedem cu tenisii și îl punem așa. Mă, merge și așa, așa. Da, și așa ar merge bine. Și cu masca asta și cu masca asta. Sau cu iepurile, dar are din păcate baticul ăsta, portocaliu la gât și nu prea e fain, așa. Cred că o să las cu masca de la bundle. Trebuie să o și găsesc. Să vedem unde e. Apare, nu mai găsesc. A, uite-o, e aici pentru că e nouă. Bun. Așa cu pălăria asta nu. Cred că tot cel mai bine este cu părul de la Purple Shade. De asemenea, s-ar combina destul de fain și cu Break Dancer. Și cu... cu Street Tag, da. E mișto și așa, și cu Mob Boss. Bun. Și totuși, încă nu-mi vine să cred că l-am luat atât de ieftin. Și așa e fain fără mat. Nu, o să las tot cu... tot cu masca de la bundle. Bun. Și avem costumația asta. Băi, chiar arată genial bundle. Este absolut bestial. Și mă bucur extrem de mult că l-am luat din atât de puține diamante. De asemenea, avem 700 de diamante. Aș putea să dau aici la Satana, dar cred că n-ar fi bine, pentru că dacă nu-mi pică, ar fi degeaba să dau diamante. Cu șapca asta chiar se combină destul de bine. Da. Și cam atât a fost cu episodul. Apropo, avem... am uitat să dau aici la collection. Mă, e destul de fain ghiozdanul ăsta, dar tot Black Dragon e cel mai mișto dintre toate. La loot box avem loot box-ul ăsta pe care îl și voi echipa de altfel. Da, apare în jocul când s-a updatat, s-au resetat toate skin-urile și acum sunt cele default. La plăci aici avem placa asta, destul de interesantă, dar o vom păstra pe aceasta de la Elite-ul 31. Cred că dacă dau aici la Elite Pass e mai practic să văd ce avem. Avem astea două și la Avatar, tot din Elite Pass, și le avem pe acestea două. Cam atâta a fost și cu videoclipul. Eu am fost Ronin, ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa!